Bună ziua, sunt Valeriu Vasilică și vă invit să urmăriți cea de-a 148-a ediție de dezbatere din ciclul Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice. Vă amintesc că agenția EPN desfășoară acest ciclu cu sprijinul Fundației Germane Hanseide. Dezbaterea de astăzi se intitulează Rezistența la șoc în parteneriatul estic, abordarea Uniunii Europene versus varianta NATO. La această dezbatere participă de aici, din sala IPN, domnul Anatol Țăranu. Vă salut, domnul Țăranu. Bună ziua. Analist politic, istoric, ex-ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. Doamna Elena Mărzac, de la distanță, dar de la Chișinău. Bună ziua, doamna Mărzac. Director executiv, Centrul de Informare privind NATO. Și, tocmai din Germania, domnul Dionis Cenușă, politolog, columnist principal al agenției de presă IPN și cercetător la Universitatea Justus Liebig din orașul Gießen, Germania. Vă salut și pe dumneavoastră, domnul Cenușă. Bună dimineața! Colegii din presă pot prelua înregistrările pentru a realiza propriile produse media. De altfel, ca și în alte cazuri, dezbaterea noastră poate fi urmărită online pe pagina electronică a agenției ipn.md, pe canalul de YouTube al agenției și pe pagina de Facebook IPN Agenție de Presă. Colegii din presă de asemenea pot adresa întrebări prin SMS la numărul meu de telefon 0691554 95, numărul va mai apare din când în când pe ecranele dumneavoastră, precum și prin pagina de Facebook a agenției, de asemenea pot fi adresate întrebări. De ce această temă și de ce acest format? Această temă pentru că începând cu acest an 2020, Uniunea Europeană va aplica un nou concept în raport cu statele din parteneriatul estic, în conformitate cu care li se va propune să își asigure mai multă reziliență de stat sau, așa cum am indicat în titlul dezbaterii noastre, mai multă rezistență de stat la șocurile, crizele și provocările majore, interne și externe. În acest sens, Uniunea Europeană vine atât cu propuneri, spuneam, dar și cu asistență semnificativă pentru asigurarea acestui proces. Astfel, pe parcursul discuției, vom încerca să ne descurcăm în această noutate, în ce constă ea, împreună cu invitații noștri, experți în domeniile pe care le abordăm astăzi. Vom încerca de asemenea să înțelegem câtă capacitate și voință politică există în statele parteneriatului estic și în special în Republica Moldova pentru a asigura acest nivel mai înalt de reziliență de stat. Și de asemenea, cred că este bine să încercăm să ne descurcăm în afinitățile și deosebirile dintre conceptul Uniunii Europene privind reziliența de stat și varianta pe care înțeleg eu deja o aplică în practică NATO referitor la aceeași reziliență de stat. Până ajungem la procesul propriu-zis al dezghiocării, al discuției noastre de astăzi, ținând cont de componenta instructivă a proiectului nostru, îl rugăm pe domnul Dionis Cenușă să ne inițieze în noțiuni. Poate mai generale, dar cred că este bine pentru, spuneam, pentru proiectul nostru și pentru cei care ne urmăresc, marea lor majoritate. Ce este parteneriatul estic și la ce servește Republicii Moldova? Ce este reziliență de stat și a cui responsabilitate este? În ce formă și de ce Uniunea Europeană a abordat acest concept nou, această problemă anume la această etapă? Este o abordare categoric nouă? Este un parteneriat estic numărul 2, de exemplu, sau
e dezvoltarea conceptului abordat acum 10 ani, de exemplu, sau cu dezvoltările de pe parcurs. Vă rog, nu foarte pe lung, vă rog. Da, vă mulțumesc mult pentru introducerea. În general, asemenea, evenimente sunt extrem de importante pentru a comunica cu publicul pe subiecte mai puțin clare, să spunem. Deci, dacă e să ne aprofundăm în tematica subiectului de astăzi, trebuie să înțelegem că parteneriatul este, reprezintă o dimensiune a politicii externe a Uniunii Europene, care vizează 6 țări vecine din Europa de Est, printre care și Republica Moldova. Această inițiativă a fost lansată în 2009. Din păcate, motivul care a stat la baza acestei inițiative a fost intervenția militară a Rusiei în Georgia. Practic, acesta a fost un eveniment care a impulsionat discuțiile la nivel european privind necesitatea unei relații mai speciale și mai profunde cu Europa de Est. Acest lucru s-a datorat foarte mult colaborării dintre Suedia și Polonia, care la acel moment au reușit să convingă celelalte state să meargă înainte cu o asemenea inițiativă de care beneficiam noi toți, ca și cetățenii Republicii Moldova. De ce este importantă această inițiativă? Deoarece creează o viziune separată a Bruxellesului vis-a-vis de vecinii săi estici și această viziune separată cumva scoate în evidență necesitatea de a acorda o mai mare atenție politică și mai multă asistență financiară sau tehnică pentru a promova anumite reforme sau a, în general, a transforma regiunea într-o zonă mai stabilă, mai prosperă și inclusiv mai rezistentă, după cum înțelegem noi ieșind din discuția de astăzi. Deci, în 2009 a fost lansată inițiativa respectivă, iar acum, în 2020, în martie 2020, Uniunea Europeană a lansat o comunicare nouă vis-a-vis de ce va fi cu această regiune, cu regiunea parteneriatului este după 2020. Și accentul acestei noilor eforturi a Uniunii Europene va fi pe reziliență, ceea ce ar însemna că Uniunea Europeană este interesată pe crearea unor capacități interne la nivel de țară care este parte din această zonă, astfel că aceste țări atât se reziste la crize de ordin intern sau extern, de ordin extern de regulă se referă la Rusia sau alte țări din regiune care utilizează tot felul de măsuri hibride pentru a slăbi statele sau statalitatea țărilor din regiune. Și, totodată, adaptarea la noi situații de urgență, cum este, de exemplu, pandemia. Deci, rezistența de stat ar însemna dezvoltarea capacităților statelor, atât la crize importate din exterior, cât și la crize generate de deficiențele interne ale statelor și, totodată, adaptarea statelor la noile realități. Deci vorbim despre două aspecte, rezistență și adaptare. Beneficiile pentru Republica Moldova și celelalte 5 state sunt evidente cu ajutorul know-how-ului european la nivel de legislație, la nivel de regulamente, la nivel de asistență, tehnică. Cele 6 țări pot să-și dezvolte capacități pe care nu le-au avut niciodată, având în vedere că sunt state relativ tinere, sau să și le consolideze pe cele existente anterior, astfel ca să corespundă provocărilor secolului 21, anul 2020 și post-2020. Deci acestea ar fi... De ce acum, doamnă Cenușă? Întrebarea dumneavoastră este pertinentă. De fapt, reziliența nu este un concept totalmente nou. Acest concept vine din domeniul psihologiei și a ecologiei. Foarte mult s-a discutat utilizând acest concept anume în acele domenii, după care a fost transportat sau utilizat în alte discipline, cum este politologia, relațiile internaționale și așa mai departe.
Uniunea Europeană a utilizat acest concept pe larg în strategia globală din 2016, strategia globală de securitate a Uniunii Europene. Deci, începând cu 2016, gradual, Uniunea Europeană a început să utilizeze mai pe larg acest concept, astfel ca în 2020, la revizuirea, la ultimele revizuiri ale politicii europene vis-a-vis de parteneriatul estic, să pună un accent mai mare pe reziliență. După cum am explicat anterior, interesul Uniunii Europene pare să fie pe dezvoltarea capacităților interne, astfel ca soluțiile să nu fie exportate de UE, ci găsite la nivel național. Adică să fie cât mai multă proprietate locală a soluțiilor la problemele cu care se confruntă statele și societățile din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Cernușă. Sper că am conturat problema la modul general, asta ca cei care ne urmăresc să poată înțelege și detaliile la care ne vom referi în continuare. Domnule Țăranu, înțeleg că acest concept de reziliență de stat pe care se propune să-și dezvolte statele parteneriatului estic presupune că o astfel de reziliență nu există. De ce nu au aceste șase state? Care state le au, care nu le au? Moldova, de ce nu o are sau în ce măsură o are? Deci în ce măsură este necesară această reziliență Republicii Moldova? Eu cred că mai degrabă este vorba despre gradul de reziliență sau gradul de capacitate sau capacitatea, nivelul de capacitate a fiecărei țări a parteneriatului estic de a rezista în fața marilor provocări cu care se confruntă aceste țări în condițiile actuale. Faptul că Uniunea Europeană vine cu un nou concept vorbește despre necesitatea de a revizui într-un fel politicile care sunt promovate de comunitate în acest spațiu. Să ne aducem aminte că în 2009, atunci când apărea deci, parteneriatul estic, unele dintre componentele acestui parteneriat aveau iluzii că, într-un termen relativ scurt, ele vor putea chiar să adere la Uniunea Europeană, cel puțin doreau să aibă o perspectivă foarte clară în ceea ce privește aderarea la comunitate. 10 ani au demonstrat că situația este foarte complicată și aceste așteptări, într-un fel, au fost prea optimiste. Acum, atunci când vorbim despre capacitatea de a rezista la șocuri, trebuie să vorbim inclusiv și despre neomogenitatea parteneriatului estic, fiindcă țările care fac parte din această uniune sau această componentă, ele sunt foarte diferite. Începând de la Belarus, care, pentru care eu cred că reziliența la democrație este cea mai importantă și cea mai actuală și terminând, de exemplu, cu Azerbaijanul și Armenia, care practic aproape că se găsesc în stare de război la ora actuală. Ucraina, care resimte într-un mod acut consecințele unei intervenții străine militare pe teritoriul său, dar și Republica Moldova, care de fapt este o țară care se confruntă cu consecințele unei foste intervenții militare, dar și cu un conflict secesionist în plină desfășurare. Înghețat, este adevărat, dar care continuă să afecteze Republica Moldova. Atunci când vorbim despre statul nostru, despre Republica Moldova, eu cred că reziliența statală este poate cea mai actuală și acest lucru în mare se explică prin acea dispută internă care există în societatea noastră privind perspectivele acestei statalități. Să nu uităm că societatea din Republica Moldova este profund divizată după criteriul apartenenței acestui stat la un anumit model. Există componenta moldovenistă a societății moldovenești care este de părerea că Republica Moldova trebuie să fie un stat aparte, un stat suveran, independent, cu toate atributele. În acest caz, reziliența este de o anumită natură, dar este și o altă parte a societății care crede că Republica Moldova nu poate să existe ca un stat independent, fiindcă nu are această capacitate de supraviețuire. E vorba despre curentul unionist, curentul proromânesc, care este de părere că Republica Moldova este, din punct de vedere a organizării statale, o
componentă sau un element tranzitoriu spre ceea ce se numește statul național românesc, din care Republica Moldova ar putea să facă parte în caz dacă se va reveni la procesele naturale, istorice, care s-au petrecut în Europa atunci când se formau statele naționale, cu toate consecințele. Din acest punct de vedere, eu cred că reziliența statală pentru Republica Moldova este cea mai importantă astăzi și poate noi o să oferim o atenție aparte, anume acestui aspect al temei pe care o dezbatem. În rest, situația, repet încă o dată, este neomogenă în spațiul parteneriatului estic. Fiecare țară, din punct de vedere a rezilienței, necesită o abordare aparte și asta este și problema cu care se confruntă Uniunea Europeană, fiindcă ea, practic, promovând acest nou concept în spațiul parteneriatului estic, va fi nevoită foarte gradual să abordeze problema și nu va avea la îndemână remedii categorii universale care pot fi aplicate în egală măsură pentru toate componentele parteneriatului estic. Mulțumesc! Mă gândeam atunci când v-am pus întrebarea inițială de ce Moldova și celelalte state nu au un suficient grad de reziliență, mă gândeam la o caracteristică sau o trăsătură care este caracteristică tuturor celor șase state. Ele toate sunt foste republici a unui alt stat, a unui suprastat, a unei Uniuni Sovietice, care, la rândul ei, asigura reziliență pentru toate teritoriile, în forma în care înțelegea acel stat atunci când cele șase state au devenit țări independente, s-au pomenit cu nu toate mecanismele bine punctate, nu toate mecanismele aranjate pentru a-și asigura această rezistență. Cred că nu este neomogenă într-adevăr situația, dar, pe de altă parte, zic că este și o trăsătură comună a tuturor. De aia, Uniunea Europeană a găsit loc pentru un concept comun, pentru toată lumea, pentru toate cele state. Doamna Mârzac, mă scuzați, vă rog, că nu am respectat principiul de gen și v-am lăsat un pic mai târziu, dar dumneavoastră sunteți inițiată într-un domeniu în care nu toată lumea și nu toți bărbații sunt inițiați, de aia vă rugăm să ne ajutați dumneavoastră aici. Ziceam cu anumite rezerve că în ceea ce privește Uniunea Europeană este vorba despre un concept nou. Cu anumite rezerve, spuneam. Dar spuneam anterior că NATO are acest concept, îl pune în practică, relativ înțeleg de demult. La modul general, câtă noutate și câtă tradiție este în această reziliență care se cere, se propune să o aibă țările parteneriatului estic, comparând cele două concepte, să zic, cele două viziuni. Da, vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitație și cred că nu are importanță genul atunci când discutăm probleme de securitate și apărare și cele ce țin de statul de drept sau alte domenii în care discutăm astăzi. Înainte de a vă răspunde la întrebarea dumneavoastră, ascultând colegii mei, mă gândeam totuși, ce este cu acest concept deseori se întreabă? Este doar un cuvânt la modă care toți îl utilizăm, reziliență, sau este într-adevăr ceva care vine din istoric și pur și simplu l-am denumit cu alt cuvânt, exact situația comunicării strategice? Și atunci când am verificat dicționar și documentele oficiale ale NATO și ale Uniunii Europene, am înțeles că traducerea oficială a cuvântului resilience mai mult în român ar fi rezistență. Și în acest caz sunt de acord cu colegii mei când spunem că este capacitatea statului de a rezista la anumite atacuri, șocuri,
dar și capacitatea de a se adapta la mediul internațional de securitate, în cazul acesta, sau în general la mediul de securitate. Și atunci, dacă să comparăm experiența Uniunii Europene și a NATO, aș zice că Uniunea Europeană este mai mult orientată spre aspectul uman, societal, și NATO până nu de mult, până în 2016 chiar aș zice, era mai mult orientată pe aspectul militar. Într-adevăr, acest element de rezistență îl întâlnim încă din declarația inițială de formare a Alianței Nord-Atlantice în 1949, când la baza acestui tratat, articolul 5, ne vorbește despre self-help, deci ajutorarea, dacă am traduce în mod amos, să ne autoajutăm, dar și acest ajutor mutual. Deci, în primul rând, caracteristica de rezistență a unui stat care este membru NATO este de a avea această suficiență statală, deci îmi creez această rezistență în interiorul statului și apoi pot cu această rezistență având-o să contribui la securitatea celorlalți membri. Și atunci, dacă ne referim și la articolul 3, care din această declarație, am găsit mai multe elemente de ceea ce ține de rezistență, și anume, aș fi vrut să citesc, părțile separat sau împreună prin demersuri continue de autoajutorare și de sprijin reciproc își vor menține și dezvolta capacitatea individuală și colectivă. Și atunci, dacă aș face o comparație cu Uniunea Europeană, acest termen de rezistență apare mai nou după anul 2010, după summitul de la Lisabona, și apare în declarația de la summitul din Varșovia din 2016, dar iarăși este o deosebire față de Uniunea Europeană atunci când specificul Uniunii Europene este bazat mai mult pe prevenire, pe anticipare, pe înțelegere și pe adaptare. În comparație cu termenul de rezistență în înțelesul NATO, atunci când ne bazăm pe capacitățile militare, dar și pe suportul civil de a acționa sau de a îndeplini această misiune militară. Și atunci diferența constă în a combina toate aceste trei domenii: militar, politic, civil și privat. Și atunci, noastră, în prima întrebare ați adresat cine este totuși responsabil. Dacă ne referim la statele membre NATO, atunci responsabil în primul rând sunt guvernele și apoi anumite probleme sunt rezolvate la nivel de cooperare, pentru că aceasta este baza Alianței Nord-Atlantice, cooperarea multilaterală, și atunci în scenă apar și partenerii, dar înțeleg că discutăm la acest subiect un pic mai târziu. Deci, în termenul clasic, ca să concluzionez în ceea ce vreau să zic, este rezistența sau reziliența, folosim ambii termeni, în cazul NATO, presupune capacitatea statelor de a face față, inclusiv și amenințărilor hibride, iarăși un termen de larg utilizat în ultimul timp, și eforturile statelor membre de a rezista și de a contracara împreună aceste riscuri sau vulnerabilități. Și aș vrea să menționez că rezistența nu este antonimul vulnerabilității. Termenul vulnerabilității este mai mult capacitatea sau existența unor factori care vor mitiga aceste vulnerabilități. Deci pregătirea statelor și în cazul acesta organizațiilor de a face față riscurilor, vulnerabilităților, de a pregăti atât sistemul militar cât și cel civil, dar și privat. Doar împreună aceste toate trei ar putea să reziste și să facă față acestor șocuri și riscuri. Mulțumesc, doamna Mărzac. Doamna Cenușă, dacă am înțeles eu bine mesajul doamnei Mărzac, obținerea rezistenței, rezilienței, haideți să decidem dacă folosim ambele sau o singură noțiune, în cazul NATO este în principal obligația, datoria statelor membre, nu a acestei cupole sau umbrele, ca se cheamă, care se numește. În viziunea Uniunii Europene, a cui este obligația și ce rol
îndeplinesc fiecare stat din Uniunea Europeană, fiecare stat din parteneriatul estic, dacă au anumit rol și parteneriatul estic ca o Uniune de state și ce rol își rezervă SIE, Uniunea Europeană, în asigurarea acestei rezistențe de stat. Specificul european se bazează foarte mult pe caracterul supranațional al acestei organizații. Deci vorbim despre instituții supranaționale care au competențe exclusive și de aceea Uniunea Europeană se vede ca parte din lista responsabililor vis-a-vis de dezvoltarea rezilienței în interiorul Uniunii Europene și respectiv menținerea unui grad adecvat de reziliență la nivel de state membre. De aceea, în 2016, când Uniunea Europeană a lansat strategia globală de securitate, ea a făcut referință la reziliență atât pentru necesitatea internă a Uniunii Europene și a statelor membre, cât și pentru statele care, care sunt pe lista așteptării, statele din Balcanii de Vest, dar și statele din vecinătatea estică. Deci și, evident, ceilalți, ce a însemnat toată lumea. Pentru că Uniunea Europeană este prezentă nu doar în vecinătatea estică și sudică, dar și, și pe toate, de fapt, pe toate continentele. Prin urmare, Uniunea Europeană vizează reziliența ca o soluție, în primul rând ca o necesitate pentru a asigura coerența deciziilor care sunt adoptate atât la nivel european cât și la nivel local, deoarece atunci când există probleme de ordin, de exemplu, funcționării statului de drept într-o țară sau mai multe țări din Uniunea Europeană, aceasta poate afecta funcționarea sau funcționalitatea Uniunii Europene pe anumite dimensiuni. De aceea Uniunea Europeană privește analizează foarte serios inexistența sau gradul redus de reziliență inclusiv la nivel european, nu doar în afara frontierilor sale. Mulțumesc mult! Ne punem sarcina să extrapolăm cunoștințele noi în acest domeniu de pe plan general pe plan mai concret al Republicii Moldova. Aș vrea puțin mai târziu să ne oprim mai în detalii la capacitatea Republicii Moldova ca stat al parteneriatului estic, voința statului Republica Moldova de a asigura această rezistență, reziliență și alte lucruri mai specifice pentru Republica Moldova, dar până atunci, poate și pentru dumneavoastră, dar în special pentru cei care ne urmăresc, cred că mi-asum eu acest rol să expun pe scurt care sunt domeniile la care se referă varianta UE privind reziliența și care sunt domeniile în varianta NATO. Noi nu o să reușim să ne referim la fiecare dintre ele, ne-ar lua foarte mult timp. De-aia am să le dau citire pe scurt în măsura posibilității, așa ca și dumneavoastră, participanți la discuții, și cei care ne urmăresc, să le aibă în cap atunci când ne vom referi la unul sau la alte domenii. Astfel, în varianta NATO, conceptul rezilienței include 5 domenii cheie. Reziliența economică, reziliența guvernanței democratice și de securitate, reziliența mediului înconjurător, reziliența în domeniul digital și reziliența socială. În varianta NATO sunt 7 domenii cheie. Primul, NATO consideră că este importantă asigurarea continuității actului de guvernare și a serviciilor critice de guvernare pe timp de situație de criză. Este vorba de reziliență guvernamentală. În rândul al doilea este vorba de reziliență energetică. În rândul 3, gestionarea eficientă a fluxului necontrolat de persoane. În rândul 4, dimensiunea valoroasă este garantarea furnizării necondiționate de apă și produse alimentare, adică reziliența alimentară. 5, reziliența
constă în capacitatea de a gestiona un număr major de victime, reziliență medicală, și 6, este convertit rolul pe care îl are accesul populației la rețelele de comunicare fiabilă, inclusiv de generația 5G. Și ultimul domeniu, reziliența se măsoară în termenii sistemelor de transport, care trebuie să ofere posibilitatea unei mișcări rapide, atât pentru forțele militare NATO, cât și pentru desfășurarea serviciilor civile. Stimați participanți, avem în față o sarcină complicată, majoră, să le ținem în memorie toate aceste domenii și să ne referim poate la cele mai importante pentru asigurarea rezistenței de stat a Republicii Moldova. Unde Republica Moldova are cele mai mari necesități, cele mai mari probleme, unde are nevoie de cea mai mare voință politică și de ce? Vă rog, domnul... Noi intrăm într-o zonă, atunci când discutăm problema Republicii Moldova sau rezistența Republicii Moldova la diferite șocuri și provocări, noi intrăm într-o zonă unde, practic, Republica Moldova este atacată din toate părțile. Este foarte vulnerabilă aproape la toate capitolele care au fost enumerate. De acest punct de vedere, haideți să începem cu vulnerabilitățile economice. Cea mai proaspătă este lipsa de reziliență la criză medicală, sanitară, de exemplu. Da, este adevărat, numai că această criză în măsură diferită, dar practic afectează tot mapamondul. Și din acest punct de vedere, Republica Moldova aici nu are, hai să spunem așa, poziția cea mai proastă, chiar dacă nici pe departe nu este una strălucită această poziție. Dar haideți să încercăm să mergem punctual. Să începem cu rezistența la șocurile economice. Republica Moldova este un stat care există aproape 30 de ani și pe parcursul acestei perioade de timp este suficient de mult, chiar dacă pentru un stat tânăr perioada nu este chiar atât de îndelungată, dar în această perioadă Republica Moldova așa și nu a fost capabilă să recupereze pierderile pe care le-a suferit pe timpul anilor 90, atunci când șocurile economice au aruncat economia Republicii Moldova până la un nivel absolut deplorabil. Noi astăzi așa și nu am ieșit la nivelul economic, dezvoltării economice pe care am avut-o încă pe timpul perioadei sovietice. Chiar dacă criticăm această perioadă cu toată vehemența și pe bună dreptate, fiindcă a fost o perioadă în care în Republica Moldova, ca și în toată Uniunea Sovietică, a fost aplicat un model economic absolut ineficient. Dar iată că noile reguli de organizare a economiei în spațiul acesta concret al Republicii Moldova nu și-au arătat într-o totul efectele sale, cel puțin noi continuăm să fim repetenți în comparație cu perioada sovietică. Apare întrebarea, de ce? De ce Republica Moldova n-a rezistat acestor șocuri economice? Și eu nu cred că există răspunsuri categorice și absolut ferme la această întrebare pentru toate capitolele, dar este absolut evident. Societatea moldovenească nu a fost capabilă să aplice regulile economiei de piață în condițiile când nu există stat de drept. Și aici intrăm într-o zonă unde toate problemele noastre încep să se interconecteze și practic, atunci când vorbim despre șocurile în economie, vom fi imediat nevoiți să trecem spre acele șocuri care se manifestă în zona democrației, în zona organizării statale ca atare. Și atunci apare o altă întrebare, de ce statul moldovenesc, pe parcurs de 30 de ani, așa și nu a fost capabil să se constituie într-o formulă eficientă care ar putea să garanteze și economic, dar și social, bunăstarea pentru cetățenii săi. Fiindcă un stat, de fapt, nu este o valoare în sine. Statul are valoare în acea măsură în care este capabil să garanteze realizarea intereselor cetățenilor săi. Dar din acest punct de vedere, statul
are capacitatea de a rezista și are capacitatea de a fi apreciat de către cetățenii săi. Iată că Republica Moldova, din acest punct de vedere, statul Republica Moldova, este într-un mod foarte, foarte problematic apreciat de însăși cetățenii Republicii Moldova. Sunt foarte mulți oameni care spun că nu, acest stat nu este capabil, nu există o abordare optimistă. Care pleacă. Da, în primul rând, acei care pleacă sunt acei care socot că statul Republica Moldova trebuie să se refacă și să treacă într-o altă formulă, dar sunt și suficient de mulți oameni care cred că trebuie să ne batem pentru acest stat în această formulă, fiindcă 30 de ani nu sunt suficient de mulți ani pentru a demonstra eficiența sau neeficiența unui stat. Acum, din punct de vedere a Uniunii Europene, dar și a NATO. Ei când privesc Republica Moldova, iar asistența europeană este foarte importantă pentru statul Republica Moldova, ei iarăși vor fi nevoiți să rezolve două probleme care nu există în abordarea cu alte componente ale parteneriatului estic. La Bruxelles trebuie să, de fapt, să facă o alegere sau cel puțin să se conducă în politicile în raport cu Republica Moldova de înțelegerea faptului că Republica Moldova poate să existe ca un stat suveran, dar poate să existe și ca o parte a unui stat care deja este parte a Uniunii Europene și a organizației NATO. Este o poziție absolut specifică, unică în felul său, care nu are loc în alte părți ale lumii, cel puțin în parteneriatul este cu siguranță. Republica Moldova, din acest punct de vedere, ocupă o poziție categoric aparte. Și aceasta complică inclusiv și abordările care sunt formulate la Bruxelles și în cartierul NATO în raport cu Republica Moldova. Deci rezistența la șocuri se complică prin această stare unică în care se găsește statul Republica Moldova și care este cauzată anume de această duplicitate a viitorului spre care tinde Republica Moldova și societatea moldovenească pe ansamblu. Doamna Mărzac, vă mulțumesc dumneavoastră. Doamna Mărzac, din lista lungă de necesitate de reziliență, domnul Țăranu a ales câteva dintre ele ca să ne vorbească despre necesitatea. De altfel, domnul Țăranu s-a referit la capacitatea de a asigura și poate că după ce vorbim despre necesitate, despre cele mai mari necesități, vom reveni și la capacitatea și voința Republicii Moldova de a-și asigura aceste rezistențe. Din punctul dumneavoastră de vedere, necesitățile cele mai mari, șocurile cele mai mari care presează Republica Moldova, care sunt, de ce și cum pot fi soluționate? Sunt de acord cu domnul Țăranu că în parteneriatul Republicii Moldova cu NATO o mare problemă noastră este faptul că noi nu ne putem decide care este gradul nostru de cooperare. Într-adevăr, avem un loc separat în acest sistem de parteneriat a Republicii Moldova cu NATO și discutând subiectul de reziliență, Republica Moldova ar trebui să utilizeze mai pe larg acest meniu și toate programele și inițiativele care le oferă atât Uniunea Europeană cât și NATO și nu doar să o mimeze sau să o facă formal pe anumite acțiuni. Pentru că acțiuni există, există acțiuni pentru dezvoltarea parteneriatelor atât din partea UE cât și NATO. Mă referim acum puțin la ceea ce ați menționat dumneavoastră despre liniile directorii ale NATO elaborate după summitul din Varșovia și paralela cu Republica Moldova. Într-adevăr, aceste 7 puncte sunt esențiale și sunt responsabilitatea guvernului și atunci fac paralela cu Republica Moldova, atunci când în colaborarea noastră cu Bruxelles, cu cartierul general, de fiecare dată mi se spune că trebuie să existe o responsabilitate a guvernului, o cerere din partea guvernului și, în general, relația Republicii Moldova cu NATO se bazează pe cerința guvernului în toate programele și acțiunile și nu invers, nu ni se impun anumite activități și aș vrea să menționez faptul că de ce astfel de organizații precum Uniunea Europeană sau NATO au nevoie de aceste parteneriate pentru a-și întări reziliența lor, în primul rând,
da, prin a face acest schimb de informații, pe cazul Ucrainei, Georgiei, dar și a Republicii Moldova, care este supusă acestor amenințări hibride, deci NATO și UE pot învăța din lecțiile deja, din tacticile și practicile folosite și la rândul său statele partenere precum Republica Moldova pot să preia bunile practici și de la aliații sau membrii statelor NATO și UE. Și atunci, într-adevăr, avem o mare lacună în ceea ce privește, mă refer la reziliența noastră, în ceea ce privește legislația eficientă, în domeniul securității nu avem o strategie a securității naționale. Deci nu avem, primul punct practic nu este acoperit, asigurarea continuității în exercitarea conducerii guvernamentale și funcționării serviciilor guvernamentale esențiale. Aici m-aș referi și la credibilitatea guvernului față de cetățeni, această încredere și lipsă de încredere și lipsă de transparență în comunicare între guvern și cetățenii noștri. Plus, nu avem o direcție exactă spre care ne îndreptăm. Este un moment important care contracarează această rezistență a noastră și atunci, dacă aș face o paralelă cu un alt stat partener, Georgia, care încă din 2016 la summitul de la Varșovia a declarat această unitate a poporului georgian în direcția de dezvoltare și atunci cazul Republicii Moldova care se lamentează și eu nu cred că un cetățean știe exact care este direcția de dezvoltare și care sunt aceste acțiuni ale guvernului întreprinse pentru, pentru a ne îndrepta spre această direcție. Și aș vrut să mă acces aici la unul din acele 7 puncte, anume la capacitatea noastră de a gestiona consecințele pandemiilor, accidentelor, situațiilor de criză. Iarăși, această pandemie ne-a demonstrat cât de nefuncțional sunt sistemele, cât de vulnerabili suntem, cum această lipsă de încredere între guvern, în societate civilă sau cetățean direct afectează și mai mult pune în pericol aceste vulnerabilități pe care le avem, aceste goluri în diferite sisteme și atunci nu avem o colaborare interinstituțională, nu avem un mesaj direct pentru cetățean, un mesaj, o narrativă națională cum acționăm și de ce acționăm în acest fel și asigurarea cu capacități de a gestiona necesitățile de gestionare a crizei, iarăși ne-am ciocnit faptul că nu am avut aceste capacități în a gestiona criza și a fost nevoie să solicităm ajutor de la anumite organizații sau pe bilateral. Plus, aș fi vrut să mă refer aici și la lipsa noastră de coeziune socială. Consider că este unul din riscurile cele mai importante pentru securitatea noastră națională. Iarăși, avem o societate divizată și trebuie să lucrăm activ la acest capitol. În ceea ce privește recomandări pentru Republica Moldova, mă referi mai târziu despre ce ar putea să facă Republica Moldova și nu doar instituțiile guvernamentale. Aici rolul este și a societății civile și domeniului privat. Mulțumesc mult. Domnule Cenușă, acest concept de reziliență are și dimensiune geopolitică? Consider că probabil, în general, ideea Uniunii Europene de a fi mai prezent în regiune s-a datorat foarte mult activității Federației Ruse în Europa de Est. Deci, eu cred că, pe de o parte, evident că interesul geopolitic al Rusiei este un blestem pentru țările din regiune, dar totodată această activitate hipervizibilă cumva a creat o mobilizare în interiorul Uniunii Europene la nivelul țărilor care au relații tradițional bune cu Republica Moldova, cu Ucraina, Georgia și mai departe, de a avansa cauza Europei de Est la nivelul Uniunii Europene, unde noi cunoaștem foarte bine că sunt țări mari care sunt interesate mai mult, de exemplu, în Africa de Nord, sau în America Latină decât în Europa de Est. De aceea a fost într-adevăr un consens extrem de important cu consecințe pe termen lung, inclusiv decizia Uniunii Europene de a contribui cu bani, cu idei,
cu stafful său, cu resurse umane, la construcția și la, la dezvoltarea unui nivel acceptabil de reziliență în cele 6 țări. Și dacă aș fi să aleg una din reziliențele menționate de pe partea Uniunii Europene, aș pune accent pe reziliența pe care eu am denumit-o în analiza mea reziliența democratică, deoarece în Republica Moldova anume caosul care are loc la nivel clasei politice a defavorizat Republica Moldova în mai multe ocazii. Cunoaștem foarte bine episoade când din cauza ineficienței guvernanței la nivelul sectorului bancar, soldată cu furtul miliardului sau inexistența unui sector al justiției perfect funcțional, ne-am trezit cu alegeri municipale anulate și așa mai departe. Toate aceste situații, de fapt, a demonstrat că Republica Moldova este extrem de vulnerabilă în ceea ce privește funcționarea instituțiilor democratice. Din cauza acestor disfuncții, noi am pierdut bani importanți din partea Uniunii Europene care puteau fi folosiți pentru a umple bugetul de stat cu resurse necesare pentru cei mai vulnerabili. Deci nu vorbim despre categorii sociale deja care se descurcă de sine stătător, ci vorbim despre pensionari, vorbim despre alte categorii care în realitate, mai ales pe timp de pandemie, se bazează 100% pe ajutorul de stat. Mulțumesc mult! Am avut, ziceam, o restanță anterior. Haideți să vedem câtă capacitate și voință are, înțeleg, mai întâi autoritățile. E adevărat că o să ajungem și la societatea în ansamblu și la societatea civilă în particular, dar până la urmă realizarea unei rezistențe de stat intră în atribuțiile autorităților. Până acum și de acum înainte, domnul Țăranu, autoritățile moldovenești au demonstrat voință și capacități, avem șanse să demonstreze voință și capacități de acum înainte, când, iată, șocurile se înmulțesc și e nevoie de reacție. Eu cred că clasa politică și deci autoritățile care sunt o extensie a clasei politice, ele trăiesc și ele blestemul acesta al societății moldovenești, care constă în divizarea categorică și fatală a societății în două tabere aproximativ egale care privesc viitorul Republicii Moldova din punct de vedere diametral opus. Iarăși aici dacă aplicăm lecalele deci, geopolitice. O parte a societății este orientată spre modelul de dezvoltare vest-european, occidental, iar altă parte își vede viitorul în spațiul estic. Și din acest punct de vedere, Republica Moldova cumva este condamnată la această dedublare continuă, care afectează într-un mod fatal eficiența funcționării instituțiilor statale. Fiindcă, uitați-vă, de la guvernare la guvernare, de la atunci când la guvernare se schimbă partidele cu orientări geopolitice diferite, se schimbă cardinal și abordările politice pe care le promovează instituțiile de stat din Republica Moldova. Faptul că noi până astăzi, practic, nu avem o clasă de funcționari constituită după criteriul profesionist, și care nu se schimbă de la o schimbare a politicului care dintotdeauna este o apă curgătoare, iar ceea ce se numește funcționărimea profesionistă, ea trebuie să rămână intactă, cum de fapt acest principiu este aplicat în toate stările cu o democrație avansată. În Republica Moldova acest lucru practic nu există. Atunci când se schimbă conducerea politică la vârf, se petrec epurări inclusiv și la nivelul aparatului de funcționari, iar asta, într-un mod fatal, afectează eficiența actului de guvernare pe ansamblu. E vorba aici nu de politici macro, dar chiar și de politici la nivel micro, fiindcă se schimbă executorii care nu reușesc să acumuleze
nici experiența necesară, nici aptitudinile necesare pentru a promova o politică eficientă. Din acest punct de vedere, Republica Moldova, repet încă o dată, este un caz unic în parteneriatul estic, chiar dacă și multe țări ale parteneriatului estic trăiesc în ansamblu problemele care sunt caracteristice inclusiv și pentru Republica Moldova la nivel de dezvoltare economică, la nivel de asigurare socială și așa mai departe. Dar Uniunea Europeană, chiar dacă deocamdată se eschivează de la abordarea acestei probleme, până la urmă va fi nevoită totuși cumva să se așeze pe o poziție clară în ceea ce privește viitorul Republicii Moldova de punct de vedere a acestor două opțiuni de dezvoltare. Sau stat suveran independent cu toate atributele sale pe viitor, ceea ce experiența acestor ultimilor 30 de ani vorbește despre aceea că constituirea acestui stat într-o formulă eficientă va dura decenii, este absolut evident, fiindcă nu există materialul necesar pentru a construi un stat eficient aici, în acest spațiu, și nevoie de foarte mult timp pentru ca acest lucru să se întâmple. Sau opțiunea a doua, Republica Moldova devine parte a României, statul său național, de fapt se reîntoarce în spațiul său etnocultural tradițional, istoric, și acolo procesele economice și sociale, dar și politice, democratice, vor avea un parcurs mult mai rapid datorită faptului că Republica Moldova va fi, sau societatea moldovenească va fi nevoită să se acomodeze acelor reguli care funcționează într-un stat cu probleme, dar care este un stat european, unde funcționează legea, unde funcționează legile economice și așa mai departe. Asta este dilema în care astăzi se găsește Uniunea Europeană, care, repet încă o dată, mai devreme sau mai târziu va fi nevoită să abordeze problema Republicii Moldova, anume din această perspectivă. Mulțumesc. Doamna Mărzac, revin și la dumneavoastră cu nevoie de precizare privind capacitatea și voința autorităților, în special a Republicii Moldova, de a crea un stat rezilient. Dar pentru că firea mea de știrist m-a făcut să remarc din mesajul domnului Țăranu niște accente mai dure. De exemplu, Republica Moldova este condamnată, domnul Țăranu a repetat a doua oară ceea ce a zis domnul Cenuș în contextul rezilienței, rezistenței, că Republica Moldova are un blestem. De multe ori a zis domnul Țăranu noțiunea fatal pentru Republica Moldova. Dumneavoastră tot atât de pesimistă sunteți în ceea ce privește perspectiva Republicii Moldova de a-și asigura propria rezistență de stat, nu pentru cineva. Sunt o persoană optimistă după fire, dar știți cum spune ce acest optimist este un pesimist rău informat. Sigur că aș fi vrut ca cetățean acestei țări să cred în viitorul luminos al acestei țări, dar cred că într-adevăr depinde mult de elita politică, de elitele politice care vor veni la guvernare, dar și de conștientizarea cetățenilor de a se implica în soluționarea problemelor și atunci când este exercițiu democratic și atunci când votează să știe exact care conducere o votează ca să poată să întreprindă anumite acțiuni. În cazul acesta, statul are obligațiunea să ne asigure cu anumite strategii, cu anumite reglementări în ceea ce privește protecția infrastructurii critice, asigurarea rezervelor, mobilizare și așa mai departe, dar aș fi vrut aici să accentuez faptul și să nu spun că doar instituțiile guvernamentale au această obligațiune. Avem aici foarte mult, depinde și de cultura de securitate a cetățenilor, care este, vreau să repet, este o vulnerabilitate a statului nostru, este o vulnerabilitate majoră. Atunci când să fie create aceste parteneriate între indivizi, corporații, dar și
stat, sigur că sunt de acord că trebuie să ai cu cine să faci aceste parteneriate, trebuie să fie voință de a face aceste parteneriate și atunci din interes am răsfăit, pentru că îl cunosc bine, dar am răsfăit, repetat programul parteneriatului între Republica Moldova și NATO, EPAP, care este renumit la fiecare 2 ani, și analizând deja cu ochi critic acest document, mă gândesc că toate aceste puncte de reziliență sunt incluse în acest document. Este exact și cazul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Deci, astfel de asistență în domeniul asistență în domeniul procesului de reforme, integritatea teritorială, reforme democratice, a drepturilor omului, statul de drept, lupta contra corupției, reforma în sectorul de securitate, controlul democratic a forțelor armate, dezvoltarea economică și sectorul energetic. Noi n-am discutat astăzi despre o importantă vulnerabilitate a Republicii Moldova și în ceea ce privește securitatea energetică. Cooperarea cu alte organizații internaționale. Deci toate aceste programe pe noi ne ajută. Dar iarăși este obligația acestui guvern, acestui anterior, viitorul, de a explica cetățenilor, de a implica și a explica de ce anumite acțiuni sunt întreprinse sau nu, de a fi transparent, de a comunica cu niște narrative. Iarăși trebuie dezvoltate aceste capacități de comunicare strategică ale instituțiilor guvernamentale. Și toate aceste organizații, atât la nivel multilateral, cât și bilateral, ne asistă pe noi, Republica Moldova, în dezvoltarea acestor capacități. Iarăși, dar este, într-adevăr, o întrebare cât de mult noi aceste programe și aceste inițiative le îndeplinim. Să nu uităm, de exemplu, și de inițiativa de dezvoltare a capacităților de apărare ale NATO, care este acordat Republicii Moldova după 2016 și deja suntem în 2020 și nu avem nici documentele toate elaborate. Iarăși, avem foarte multe restanțe și sunt de acord că chiar dacă statul Republicii Moldova, n-aș zice că el este pierdut totalmente, dar este necesar de o revitalizare totală și de dezvoltare capacităților anume a instituțiilor guvernamentale și a voinței politice. Mulțumesc mult! Înțeleg că suntem deja pe finalul discuției, mai avem 10-15 minute. După mine, tema și pentru mine a fost suficient de nouă, după mine, la modul general, parcă am reușit să oferim celor care ne urmăresc o înțelegere de ansamblu a conceptului nou, a abordărilor generale. Poate mă gândesc că ar fi util în continuare, eventual în formă de recapitulare, eventual în formă de dezghiocare a unor nuanțe, aspecte, noțiuni mai concrete, să îi ajutăm pe cetățenii noștri să înțeleagă lucrurile mai bine la nivel mai concret. Domnul Cenușă, eventual dumneavoastră v-ați referit, dar poate acum în formă succintă, clară, concretă, care sunt responsabilitățile statelor și care sunt responsabilitățile aportul Uniunii Europene în asigurarea acestei reziliențe. Cine cu ce vine? Este o legitate clară. Uniunea Europeană vine să susține, statele, nu își impune, impune propria agenda. Deci, din păcate, în Republica Moldova, uneori percepția este că cineva din exterior vine să soluționeze problemele moldovenilor. Când, în realitate, fie clasa politică cerșește ajutor, cât de multe ori este cerșire de ajutor, fie pur și simplu la nivel de automatism, ceea ce propune Uniunea Europeană în regiune este cumva preluat și de Republica Moldova. Deci nu există, aș spune eu, nu există o strategie foarte clară vis-a-vis de integrare europeană pe lângă acordul de asociere, care este un document extrem de tehnic. Majoritatea, nu știu, peste 80% din acest document nu poate fi citit de către un cetățean obișnuit, deoarece este plin de noțiuni, jargoane europene și regulamente tehnice și așa mai departe. Deci, probabil este important, în primul și în primul rând, de o viziune clară, simplă, actualizată din partea guvernării,
vis-a-vis de ce se are în vedere prin integrarea europeană și cum aceasta poate fi atinsă, pe lângă documentele tehnice pe care le are deja dezvoltate și pe care le implementează cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Am zis că discutăm scurt aspecte foarte concrete. Domnul Cenușă ne-a spus cine și ce vine în acest nou program. Cine și ce obține, domnul Țăranu? Bun, Uniunea Europeană, în caz de succes, obține o zonă previzibilă, o zonă din care nu vin riscuri pentru Uniunea Europeană și poate, într-o perspectivă mai îndelungată, primește o zonă din care ar putea să vină următorii membri ai Uniunii Europene. De fapt, sunt pregătiți acești viitori membri, iarăși deocamdată cu o perspectivă foarte cesoasă din acest punct de vedere. În ceea ce privește Republica Moldova, sunt totalmente de acord cu domnul Cenușă. Noi suntem obligați să ne rezolvăm noi problemele noastre. Noi trebuie să formulăm condițiile de rezolvare a acestor probleme. Uniunea Europeană doar poate să ne ajute în acest sens. Cu bani și consult. Cu bani, cu consult, cu asistență politică și de altă natură. Problema Republicii Moldova este în divizarea aceasta, în bifurcarea viitorului. Sau mergem pe o cale lungă, fiindcă ritmurile de dezvoltare care s-au profilat în ultimii 30 de ani demonstrează că calea spre o formulă eficientă de organizare statală în acest spațiu va fi foarte lungă și este puțin probabil că vor apărea din acest punct de vedere și în acest sens, în această paradigmă, niște soluții miraculoase. Și este a doua condiție, care este o condiție revoluționară, care rezolvă problemele Republicii Moldova cu de la sine putere, reîntoarcerea acasă, reîntoarcerea în spațiul românesc, devenirea Republicii Moldova parte a Uniunii Europene, automat, cu rezolvarea tuturor a foarte multe probleme economice, sociale, politice și așa mai departe, datorită faptului că devenim parte a statului român. Problema noastră este divizarea teritorială, existența unei zone separatiste care creează probleme inclusiv și pentru Uniunea Europeană și pentru NATO de a susține un asemenea proiect radical, o asemenea paradigmă radicală de soluționare a problemelor Republicii Moldova și de crearea unui mecanism de reziliență eficient pentru Republica Moldova. Mulțumesc, domnul Țăranu. Doamna Mărzac, vă rog să ne ajutați să înțelegem poate cea mai mare diferență dintre cele două abordări în ceea ce privește rezistența de stat ține de domeniul militar. NATO se axează în special, în principal, pe aspectul militar. Se creează impresia că Uniunea Europeană îl evită sau nu îl scoate în evidență. La modul oficial, în cele cinci domenii cheie, nu există. De ce se întâmplă așa? Este o dezbatere continuă dintre diferențele și contrapunerea unor anumitor acțiuni ale Uniunii Europene în domeniul securității și apărării și ale NATO. Să nu uităm că 22 de state membre a Uniunii Europene și a NATO sunt comune, de aceea politicile nu se dublează. Într-adevăr, NATO se axează mai mult pe aspectul militar, dar nu exclude și aspectul civil. În ceea ce se aseamănă atât Uniunea Europeană și NATO este faptul de această politică de proiectare a stabilității, de implicarea cu partenerii pentru a contracara riscurile. Știm bine că există o declarație comună de contracararea amenințărilor hibride între NATO și Uniunea Europeană, exact pentru a-și coordona activitățile, de a nu se contrapune, pentru că resursele, atât financiare, umane, sunt reduse, trebuie utilizate cu precauție și corect în a contracara aceste amenințări. Și dacă să ne referim la această politică de proiectare a stabilității, consider că NATO s-a implicat activ cu partenerii care ulterior au devenit membri sau în exerciții sau operațiuni în afara arealului euroatlantic, exact pentru a contracara aceste vulnerabilități și riscuri. În cazul Republicii Moldova, de exemplu, NATO contribuie la
dezvoltarea capacităților pentru contracararea așa risc ca securitatea cibernetică sau colaborarea cu societatea civilă și mass media, despre care discutam că la fel este importantă pentru reziliență sau dezvoltarea capacităților noastre de apărare. Dar la fel avem și programe de asistență a Uniunii Europene în domeniul securității. Ele sunt binevenite ambele pentru Republica Moldova, dar într-adevăr NATO mai mult se axează pe suportul militar sau dezvoltarea capacităților de apărare în cazul Republicii Moldova. Și aș vrea să evidențiez un lucru, că este importantă această dezvoltare a rezilienței cu regularitate. Deci nu discutăm doar acum când avem pandemie sau un anumit situație în regiune, de exemplu cum a fost cazul anexării Crimeei sau alte șocuri în domeniul securității sau riscuri anumite militare. Trebuie să implicăm atât partenerii cât și experții, deci în cazul instituțiilor guvernamentale, să nu consideră societatea civilă drept un rival sau un promotor a unor interese altele decât ale instituțiilor guvernamentale, și să, într-adevăr, sunt de acord cu domnul Cenoș atunci când discutăm despre o viziune comună a anumitor subiecte, fie aceasta colaborarea cu Uniunea Europeană, fie aceasta asigurarea securității naționale sau securității umane, și să facem o analiză corectă și critică a riscurilor și amenințărilor. Dacă în strategia apărării naționale avem stipulate anumite riscuri în adresa securității, atunci ele sunt doar stipulate pe hârtie și nu neapărat apoi contrapuse în niște documente practice de contracarare acestor riscuri, sau noi nu le vociferăm drept risc. De exemplu, am putea să ne referim la acest risc precum propaganda sau dezinformarea. Deseori mulțumesc, doamna Marzac. Vă rog să încheiet gândul. Deseori noi nu conștientizăm a fi un risc, considerând că este doar o propagandă care o persoană cu gândire critică ar putea să nu credească că aceasta este o știre falsă, dar nu este așa. Guvernul trebuie să întreprindă măsuri pentru a contracara și astfel de riscuri soft. Domnul Cenoș, am și pentru dumneavoastră o întrebare de precizare, un aspect concret, dar până atunci vă rog să ne spuneți dacă aveți și alte explicații la această diferență dintre abordarea militară și mai puțin militară a celor două organizații internaționale. Și ulterior vă pun și dumneavoastră întrebare. Alte întrebări. Da, eu, domnule Vasilică, întrebarea dumneavoastră este iarăși una bine țintită, deoarece vorbim despre două organizații internaționale cu profil distinct. NATO a fost creată pentru a apăra și pentru a se coaliza în apărarea fiecărui membru stat membru. Uniunea Europeană a fost creată pentru a opri, pentru a preveni războaiele, în general, pe continentul european. A ajuns să fie o organizație supranațională care are atribuții exclusive în domenii specifice. Deci Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul militar. Ea poate susține cooperarea, dar nu este același tip de cooperare aprofundată cum are loc în cazul NATO. De ce Uniunea Europeană este mai degrabă interesată în componenta societală, umană, dezvoltarea capitalului uman, dezvoltarea infrastructurii critice până oară, da? Este un domeniu relativ nou, dar pe care Uniunea Europeană pune accentul, deoarece există diferite modalități pentru a crea scurt circuit în infrastructura critică. Dacă, de exemplu, un finanțator, un investitor extern, bună oară din Rusia, preia controlul asupra unui obiectiv de importanță strategică din domeniul energetic al Germaniei, de exemplu, dar ipotetic, asta reprezintă un risc, corect? La fel ca și atacurile cibernetice care au avut loc și care au loc în continuare asupra aceleași infrastructuri critice, iarăși care vin din zona euroasiatică. La fel reprezintă un domeniu critic. De aceea, Uniunea Europeană cumva se integrează tot mai mult pe domenii care sunt similare cu cele ale NATO, dar alege o dimensiune în care implică foarte mult civilul și mai puțin militarul. Mulțumesc, și întrebarea
concretă pentru dumneavoastră, pe scurt, vă rog. În final, conceptul Uniunii Europene presupune șase reziliențe de stat ale șase state sau o reziliență de, comună a celor șase state ale Uniunii Europene sau interferență dintre reziliențele celor state? Există vreo interferență, vreo legătură dintre cele șase state? Până la urmă, reziliența statelor din parteneriatul estic va avea, se urmărește să aibă cumva vreo legătură cu reziliența comunității europene? Da, bineînțeles, vorbim despre elemente complementare și care se interpătrund. Domnul Țăran a vorbit despre caracterul neuniform al regiunii, de aceea și soluțiile pe care Uniunea Europeană le poate susține sunt extrem de specifice, individuale pentru țară. Ele, uneori, Uniunea Europeană poate susține acțiuni care beneficiază două țări sau mai multe țări prin proiectele de interconectare, fie că e vorba de transport sau de transportarea gazelor naturale, domeniul energetic. Deci, Uniunea Europeană înțelege foarte mult că cu cât mai interconectată este regiunea la nivel de țări sau grupuri de țări, cu atât mai mici sunt riscurile unor perturbații care ar putea provoca probleme și rezilienții Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană, de fapt, investește în propria securitate prin ajutorarea țărilor din vecinătatea sa estică. Mulțumesc mult! Domnul Țăranu, cred că ultimul aspect pe care reușim să-l discutăm astăzi. Ne-am referit ce pot face statele, autoritățile, clasa politică, ce poate face societatea în Republica Moldova pentru a obține o reziliență, un grad suficient de reziliență de stat, poate în particular și organizațiile societății civile. Societatea civilă poate să ajute simțitor statul, instituțiile statului, clasa politică, în caz dacă devine o societate civilă matură, vocea căreia este auzită. Asta, de fapt, este misiunea unei societăți civile bine puse la punct. Numai atunci când vorbim despre societatea civilă, trebuie să înțelegem că este vorba despre elemente foarte diferite și cu abordări diferite, inclusiv din punct de vedere civilizațional. Și este imposibil să vorbești despre societatea civilă ca despre ceva uniform care poate să elaboreze o abordare generală în care nu există suficiente nuanțe care dezbină această abordare generală. Cu atât mai mult atunci când vorbim despre societatea civilă din Republica Moldova. Aici ea este atât de pestriță, întrucât vocea ei foarte rar apare în raport cu clasa politică și cu guvernarea, apare ca o voce distinctă. Și asta iarăși este problema societății moldovenești, care este una dezbinată și care prin esența dezbinării sale reproduce această dezbinare inclusiv și la nivelul societății civile. Doamna Mărzac, dacă ți minte bine, dumneavoastră ați vrut ceva mai înainte să vă referiți la capacitățile și voința societății în ansamblu și a organizațiilor societății civile din Republica Moldova. Eu cred că societatea civilă sau anumite organizațiile non-guvernamentale ar putea să contribuie în parteneriate cu instituțiile guvernamentale la programe de conștientizare, de ajutorare a populației să conștientizeze anumite riscuri, să le descrie cu o voce independentă, să le prezinte, să dezvolte gândirea critică, sigur că avem nevoie de alfabetizare digitală, de contracararea știrilor false, a dezinformării, deci cu toții putem contribui la promovarea unui mesaj comun, iarăși atunci când avem parteneriat cu instituțiile guvernamentale sau separat, având o voce independentă. La fel, ar fi necesare și implicarea societății civile și instituțiilor educaționale, universităților, think tank-urile, în educația populației pe diverse domenii, ceea ce privește inclusiv și
rezistența sau reziliența, conștientizarea, explicarea rolului fiecărui cetățean. Exemplu clasic în cazul pandemiei noastre este această vulnerabilitate a noastră de a ne încăpățina și nu a purta masca, iarăși explicații obiective care să vină de la niște specialiști independenți. Iată un caz particular de implicarea cetățenilor, dar și a societății civile prin organizații non-guvernamentale. Deci societatea civilă și ea la rândul său trebuie să fie proactivă și nu doar reactivă, să promoveze și să propună aceste parteneriate instituțiilor guvernamentale din domeniul pe care îl promovează, fie el securitate, ecologie, energetică și așa mai departe, având această voce independentă față de opinia guvernului. Mulțumesc mult, domnul Cenușă. Și dumneavoastră vă rog despre ce trebuie și poate face societatea civilă în Republica Moldova, dar suplimentar v-aș mai întreba dacă Uniunea Europeană contează pe această implicare a societății civile, a societății în ansamblu și în Moldova, dar și în ansamblu din statele parteneriatului estic. Da, Uniunea Europeană mizează foarte mult pe intervențiile constructive ale societății civile, în special la nivelul monitorizării și avansării anumitor reforme. De fapt, societatea civilă reprezintă partenerul Uniunii Europene în statele din parteneriatul estic. Prin urmare, atunci când societatea civilă este coalizată la nivelul Uniunii Europene prin intermediul parteneriatului estic a societății civile, reușește exact să obțină această voce care, deși nu este auzită acasă în Republica Moldova sau în alte țări, ea devine foarte, foarte sonoră în Uniunea Europeană, la Bruxelles. Și atunci Bruxellesul capătă și mai multă presiune externă pentru a lua anumite decizii, uneori incomode, pentru a se poziționa vis-a-vis de anumite evenimente politice dintr-o țară sau altă din parteneriatul estic. Și aici putem chiar să ne referim și la Belarus. Eu aștept foarte mult să văd care va fi reacția societății civile din formul parteneriatului estic, a societății civile, astfel ca Uniunea Europeană în sfârșit să publice o declarație vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo. Ca un exemplu practic de astăzi. Da, și dacă aș putea să mă refer, este cazul și NATO, care colaborează atât cu societatea civilă cât și cu mass media, dezvoltând aceste capacități de gândire critică, de promovare, de monitorizarea a sectorului de securitate și apărare și, într-adevăr, fiind parte societatea civilă, chiar și din Republica Moldova, eu personal am fost parte din grupul de consultanță în anumit domeniu la NATO, deci se invită atât societatea civilă din statele membre, cât și partenerii și, într-adevăr, dacă nu suntem auziți acasă, suntem auziți la un forum mai înalt, care pe alte căi ar putea să promoveze sau să prezinte informația nu doar unilateral, cum o prezintă instituțiile guvernamentale. Și eu cred că aici rolul este și noi să fim mai activi în a avea o voce continuă și eu cred că acest caz, cum dumneavoastră organizați aceste discuții cu invitarea experților, este și ea o modalitate de diplomație publică și de promovare a mesajelor cetățenilor de către experții din societatea civilă. Mulțumesc mult! Acestea au fost dezbaterile rezistența la șoc în parteneriatul estic, abordarea Uniunii Europene versus varianta NATO. La ea a participat domnul Anatol Țăranu, analist politic, istoric, ex-ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, doamna Elena Mărzac, director executiv Centrul de Informare privind NATO și domnul Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus Liebig din orașul Gießen, Germania, politolog. Mulțumim tuturor pentru contribuții consistente după mine. Mulțumim celor care ne-au urmărit și vă invităm să ne urmăriți în alte ediții ale dezbaterilor noastre. Mulțumim tuturor, la revedere! Vă mulțumesc și eu! Mulțumim, la revedere! La revedere!